pe direcția asta. Cine are voie? Așa cum se întâmplă în situație reală, în acest moment intră în acțiune echipele de salvare, echipele care acordă primul ajutor premedicat. În cadrul exercițiului, repet, sunt simulate 7 persoane rănite, care urmează să primească primul ajutor și să fie transportate către societatea de Cruce Roșie, respectiv filiala sectorului. Primele persoane rănite au fost transportate de echipele de salvare evacuare și intră în corpul de triaj de la filiala. După cum se poate observa, unii infractori care a căutat să intre fraudulos în incinta primăriei sector 2 a fost reținut de către forțele de ordine, respectiv poliția locală sector 2. Acesta este încătușat, transportat cu mașina poliției pentru identificare și alte cercetări. În continuare, în dinamica exercițiului se evacuează persoanele rănite. Vreau să precizez că acestea sunt duse la corpul de triaj unde se face o verificare a rănilor și în funcție de gravitatea acestuia se transportă la corpul pentru acordarea primului ajutor. Echipa de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență tocmai a raportat că va fi lichidat. În acest timp, persoanele rănite sunt în continuare evacuate de sinistru. În partea stângă a clădirii respectiv pe acoperiș, care din nefericire a decedat. De asemenea, echipa de căutare salvare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență a scos o persoană care a acordat prima intervenție, aceasta în continuare la personalul calificat pentru acordarea îngrijirii medicale de la Crucea Roșie, filiala sector 2. O persoană care a fost surprinsă în mod neplăcut este ajutată de echipele profesioniste pentru a fi salvat. Asociația Voișorul de Foc, prin voluntarii dârșilor, evacuează în continuare persoanele rănite. Intră din nou în acțiune echipa de căutare salvare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Persoana rănită în acest moment, persoana rănită de la etajul 4, va executa coborârea în rapel cu profesioniștii de la echipa salvare evacuare urbană. Thank you.
Coborârea se execută cu mare grijă, având în vedere că o asemenea activitate prezintă un grad ridicat de risc. După cum se poate observa, victima încă nu este în totalitatea posibilităților mentale. Către locul de sosire la sol se îndreaptă o echipă de la Asociația Puișorul de Foc, care va prelua victima. Aceasta va fi transportată pe targă pentru acordarea ajutorului medical profesionist. Intră în acțiune ambulanța de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Se poate observa, victima decedată, persoana decedată este coborâtă în funicular. Acestea sunt însoțite de... La sosire la sol este preluată de către personalul de la Crucea Roșie și acesta va fi momentan la cortul instalat pentru morgă, ulterior urmând să fie plasat una din alte ambulanțe. Se îmbarcă în acest microbuz și se deplasează în cadrul sectorului pentru a evalua situația în fața locului. A
Adresez rugămintea forțelor participante să vină pe locul de adunare în fața instituției.